I'm back, nu am murit, nu încă cel puțin. Glumez, mă simt mult mai bine. Bă, dacă m-ați urmărit pe Instagram și pe Insta Stories, de fapt știți că am răcit, dacă nu vă spun acum, am răcit. Destul de rău, nu știu dacă am apucat să mă laud cu asta, dar eu eram genul de persoană care, dacă se îmbolnăvea cineva, răspunsul meu era, eu nu răcesc, nu mi se întâmplă, eu îmi pun în minte să nu răcesc, nu mi se întâmplă. Și mă rog, am zis-o pe asta cam 2 ani și a funcționat și acum m-a lovit din plin ca să-mi ajungă. Vă mulțumesc pentru toate mesajele de încurajare, încă nu sunt 100% refăcută, dar mă simt mai bine, încă sunt pe antibiotic și îmi dă o stare de somnolență foarte, foarte, foarte accentuată, motiv pentru care, ups, îmi pică fărâncica. Motiv pentru care nici n-am mai făcut nimic online, nici pe YouTube, nici pe blog. Probabil vedeți că Constanța nu e tocmai calitatea mea foarte. Dar, cu toate astea, de părăsit nu vă părăsesc. Încă sunt aici, o să fiu aici mult timp de acum încolo. Chiar dacă nu reușesc întotdeauna să mă țin de un program strict. Acum a fost chiar... nu știu, n-a fost în mâinile mele, m-am simțit foarte rău, întâi n-am putut să filmez pentru că aveam o voce horror și după cum puteți observa, nici acum nu m-am refăcut în totalitate. Am fost la ORL și, mă rog, m-am dus la ORL în ideea în care am o infecție în gât, că toată lumea din jurul meu spunea că au luat infecție în gât, uite cât de rău tușești, tușești atât de rău pentru că nu respir pe nas și respir numai pe gură, sigur ai o infecție în gât. Ok, bine. Am dus la ORL ca să fac cu infecția în gât, am nicio infecție în gât, sau mă rog, încă n-am primit rezultate de la analize. Dar mă rog, din ce s-a uitat, a zis că e ok și la plămâni ajunge acolo. Ok, let's go back. Și la ORL, când s-a uitat la mine, în sucul meu, mamă, iar ajung la o poveste extraordinar de lungă. Bun, deci, toată viața eu am vorbit așa nazal, cum vedeți voi, sau mă rog, de când îmi amintesc, eu vorbesc așa. Și toată viața am crezut că am polipi. Și acum vreo un an, doi, mi-am luat inima în dinți și mi-am zis, dom'le, hai să-mi scop polipi. Bun. M-am dus la spital prima oară, unde, în urma... Bun. Și am fost la spital atunci și mi-au zis că, de fapt, nu am polipi, ci am deviație de set. Vă puteți da seama dezamăgirea mea, pentru că una e o intervenție pentru polip, cu totul alta e pentru deviația de sept. Am fost atunci și la consult la o clinică privată, la fel, mi s-a spus că trebuie operație. Am amânat operația, evident, doar mă cunoașteți pe mine, așa. Și când am fost acum la ORL săptămâna trecută, aparent, nu am deviație de sept, ci că septul meu este foarte drept. Problema e că am cornete mărite. Deci pe mine m-a lăsat așa într-un puf, n-am mai înțeles nimic, nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă. Și mi-a dat un tratament de vreo lună și ceva, în care trebuie să-mi pun mai multe feluri de picături pe zi. Și dacă funcționează tratamentul și cornetele astea se micșorează singure, nu mai trebuie făcut nimic și mama mea pot să respir. Dacă nu se micșorează, de-abia atunci se ajunge la operație. Cert e că sunt oarecum entuziasmată, de fapt sunt mai mult decât entuziasmată, momentan sunt încă, sau mă rog, am fost încă dărâmată cu faptul că sunt răcită și nu mi-a venit să mă bucur foarte mult, dar acum că m-am mai liniștit, pot să-mi dau seama că e o chestie foarte, foarte marfă, pentru că dacă funcționează tratamentul, practic nu trebuie să mai fac nimic, trebuie să mă operez, ceea ce e super. Da, și o să vedem, vă țin la curent, pentru că voiam să vă țin la curent și în caz că mă duceam și îmi rașchetam nasul, dar acum mă bucur foarte, foarte mult, pentru că ar fi foarte, foarte marfă să scap și să pot să respir liniștită, doar pentru că îmi pun niște picături în nasul lung. Scopul clipului de astăzi, sau motivul clipului de astăzi, este sărbătoarea. Sărbătorim. Schimba floarea că mă scotea din sărite și nu puteam să
mă concentrez, acum sunt ok. Bun, ce ziceam eu mai devreme? Am făcut 60.000 de subscriber și vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți aici alături de mine. Sper să fii învățat ceva din clipurile mele, pentru că cam ăsta e scopul principal, așa. Bine, vreau să ne și distrăm, evident, vreau să fie fun and everything, dar mai presus de toate, motivul pentru care eu sunt pe net este să împărtășesc pasiunea mea și cunoștințele mele și experiența mea cu oricine vrea să fie dispus să asculte și să învețe. Evident, nu le știu pe toate. Dacă vă uitați la clipurile mele de acum 3-4 ani, o să observați și la mine o îmbunătățire clară, lucru care mi se pare normal. Nu este absolut firesc să evoluez, să devii din ce în ce mai bun, să înveți lucruri noi. Asta îmi doresc și eu pentru voi, îmi doresc și pentru mine. Iar aceste clipuri pe YouTube sunt felul meu de a vă ajuta pe voi să vă atingeți potențialul, să zic așa, să vă dați seama de ce vă place să faceți și să vă urmați vis. Acum să trecem la ce contează cu adevărat în acest clip. Minunatul vostru premiu. O oglindă foarte drăguță, un 3D brow tones, Daryl push-up liner, nuanța black, un kit brow zings în nuanța 3, o mascara Daryl în ambalajul crystal cut, care este ediție limitată, un bronzer Hoola Light, știți cât de mult îl folosesc pe ăsta, alt produs pe care îl folosesc foarte des, Hoola Quickie Contour Stick, un ruj mat Daryl Red On, Go-Go Tint, un ruj Daryl Double The Lip și o să vă las la final și un clip în care le-am făcut review și swatch-uri, o mini trusă Daryl Double Shadow Blender, The Professional Matte Rescue și știți cât de des vorbesc despre produsul ăsta, e perfect pentru cele cu tenul gras, Punch Pop, care arată exact ca un ambalaj de gumă de mestecat. Isn't it cute? Okay, avem un concealer, Airbrush Concealer, din gama Boeing, alt concealer, dar acesta este hidratant, The Professional Pore Minimizing Makeup, un blush Hervana, nu că e senzațional ambalajul ăsta, și cea mai nouă lansare, mascara Bad Girl Bang. Să, 1. Fiți abonate la canalul meu de YouTube și aici vreau să vă rog foarte, foarte, foarte mult să aveți setările respective făcute publice. Pentru că dacă eu intru și văd acolo că aveți lista de oameni la care sunteți abonați ascunsă, nu am cum să verific că ați respectat sau nu cerința. Și atunci e necinstit față de alte fete care poate au făcut-o. A doua regulă este să dați like, thumbs up acestui clip, semnul ăsta, niciodată semnul ăsta, doar ăsta, așa, și a treia regulă este să urmăriți pe Instagram contul meu, special.coco, și contul celor de la Benefit Cosmetics România, iar apoi să-mi lăsați mai jos un comentariu cu username-ul vostru de Instagram, ca eu apoi să verific. Și cam asta e tot. Concursul durează o săptămână, iar câștigătoarea va fi anunțată și pe Instagram, și mai jos în comentarii, și pe blog, deci o să pun peste tot ca să nu este niciun fel de problemă. Va fi ales aleatoriu, trebuie să menționez și asta. Și cam asta e tot. Dacă nu aveți Instagram, nu vă panicați, știu că există și problema asta, puteți să intrați pe grupul meu de Facebook, Coco's Makeup Corner, vă las mai jos, vă las linkul în descriere, și acolo o să găsiți săptămânal, sau dacă nu la două săptămâni, câte o provocare de machiaj. Ideea principală la aceste provocări este că lucrurile nu trebuie să fie perfecte, pentru că eu aleg câștigătoarea aleatoriu din fețele care au respectat tema. Deci tot ce trebuie să faceți este să respectați tema și să postați o poză cu machiajul vostru și cam asta e tot. O să existe și concursuri de machiaj acolo pe grup, concursuri în care câștigătoarea va fi aleasă pe baza ceea ce a făcut, adică nu aleatoriu, aia o să fie interesante, dar mai aștept puțin să se mai strângă lume pe grup. De ce v-am spus de grup? Pentru că la aceste provocări săptămânale sau lunare sau cum ar fi ele, vă așteaptă și un cadou. Deci
deja am avut o câștigătoare, iar acum avem o provocare de Valentine's Day / Dragobete, în care puteți să postați orice machiaj cu tematică de Valentine's Day, numai că aveți mână liberă să mergeți pe ce vreți voi. Poate să fie sexy Valentine, poate să fie sweet Valentine, poate să fie anti-Valentine și să-mi faceți ceva ce nu are nicio legătură cu rozul sau cu chestii cute. Deci nu v-am impus niciun fel culorile pe care să le folosiți sau stilul machiajului. De-aia zic că e o temă drăguță, e o temă simpatică și premiul e unul foarte simpatic. So, intrați acolo pe Coco's Makeup Corner dacă nu aveți Instagram și vreți totuși să participați la un concurs. Vă doresc foarte, foarte, foarte mult succes la acest concurs și încă o dată, cum zice? Sper să rămâneți cu mine și la 70.000 de subscriber și la 80.000 de subscriber și la 90.000 de subscriber și să prindem 100.000 în care o să facem un concurs senzațional. Dar nu vreau să mă gândesc încă atât de departe pentru că mai sunt tot unul de idei pe care să le fac acum. Dar o să fie fun. Vă promit. Măcar atâta lucru pot să vă promit. O să fie fun. O să facem concursuri peste tot. Pe grupul ăla de... pe Coco's Makeup Corner, pe Instagram, pe YouTube. Și acum să trecem la ce vă interesează cu a... Mult.